Parlamentul a aprobat proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2023. Inițiativa a fost adoptată în prima lectură de 57 de deputați PAS. Astfel, veniturile și cheltuielile bugetului de stat se propun a fi majorate cu 1,406 miliarde de lei. Cele mai semnificative majorări la cheltuieli s-au înregistrat la servicii în domeniul economiei, în special destinată pentru fondul rutier și la gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale. Totodată vor fi majorate unele salarii a funcționarilor publici, printre care și miniștrii. Deputații din opoziție au criticat inițiativa. Aceștia susțin că mai întâi pensiile trebuie să crească, dar și lefurile altor categorii de angajați. Proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2023 a fost prezentat în plenul Parlamentului de către prim-ministrul Dorin Răcean. Acesta a menționat că obiectivul actualei rectificări este repornirea motoarelor economiei. Este important, dincolo de crizele pe care le administrăm, să repornim motoarele economiei și asta este obiectivul rectificării de acum și rectificării care va urma în perioada imediat înainte de toamnă. Noi trebuie să ne ajustăm și să mobilizăm mai multe resurse pentru ca să repornim motoarele economiei, să creștem investițiile și investițiile să producă veniturile necesare, inclusiv la buget. Cele mai semnificative majorări la cheltuieli s-au înregistrat la servicii în domeniul economiei, în special destinate pentru fondul rutier și la gospodăria de locuință și gospodăria serviciilor comunale, totodată pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv programul 373. Prin programele ODA vor fi direcționate 338 de milioane de lei pentru majorarea Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală 320 de milioane de lei în scopul implementării proiectelor în cadrul programului Satul European, pentru majorarea Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și a Mediului Rural 100 de milioane de lei. De asemenea, sunt prevăzute și majorări de cheltuieli pentru implementarea măsurilor în domeniile culturii, sportului și tineretului, educației și sănătății. Mai mult, printre măsurile anunțate de guvern, rectificarea bugetului a fost și majorarea salariilor în sectorul public, inclusiv pentru dublarea salariilor miniștrilor. Administrația publică centrală va fi suplimentat bugetul aproximativ 86 de milioane de lei pentru a acoperi creștere salariale la 1300 de persoane. Ulterior a urmat sesiunea de întrebări. Deputații din opoziție au criticat proiectul, mai ales pentru creșterile salariale ale miniștrilor, iar majoritatea parlamentară a mulțumit guvernului pentru rectificările operate. Evident că noi salutăm alocatele suplimentare pentru domenii cheie, infrastructura drumurilor, programul 373. Sunt multe alocări pe domenii educație, cultură, servicii de sănătate. Și evident că salutăm acest lucru. Întrebare din partea mea și din partea cetățenilor Republicii Moldova, care foarte des mă întreabă la întâlniri. Nu vă este rușinea dumneavoastră în aceste condiții să majorați salariul miniștrilor atât de semnificativ? Lucrează toată lumea, cum am spus, în administrație lucrează 1300 de administrația publică centrală, lucrează 1300 de persoane și toți ăștia trebuie să funcționeze eficient. Și asta și creșterea salarială se referă la absolut toată lumea din ăștia 1300 de persoane. Guvernul și anterior și în continuare va avea grijă de toți cetățenii Republicii Moldova. Nemulțumirea pe subiectul creșterii salariilor angajaților din administrația publică centrală a fost expusă și de la tribuna Parlamentului. Sondajele recente arată că 55% din populația intervievată spune că trăiește mai rău decât un an în urmă și numai 30% trăiesc la fel. În aceste condiții găsim bani pentru salarii fabuloase a miniștrilor și secretarilor de stat și nu avem mijloace atunci când e vorba de asigurarea prevederilor legale în ce privește indexarea pensiilor cu 3%.
30%, limitându-ne la 15%. Nu găsim mijloace în sumă de 100 de lei lunar pentru acoperirea diferenței de creștere a prețurilor la pâine pensionarilor care primesc astăzi până la 3.000 de lei. Reieșând din cele expuse, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor nu va susține acest proiect de lege. Zarplata ministrov bude v 5... Salariul ministrilor va fi de 5 ori mai mare decât salariul mediu pe economie, de 11 ori mai mare decât pensia medie, de 15 ori mai mare decât nivelul minim de existență în Republica Moldova pentru trimestrul 3-2023. Nu vă este rușine să votați un astfel de proiect? Și cum veți privi oamenii în ochi după aceea? Cum veți privi în ochi pensionarii cărora le spuneți că viața lor s-a îmbunătățit, dar ei trăiesc cu 2000 de lei, practic, iar ministrii cu 50.000 de lei? Una dintre dramele societății noastre este că noi avem o opoziție irresponsabilă, o opoziție care alege să facă declarații populiste, să ia lor de opinii populiste, în loc să privească alături de noi la realitățile Republicii Moldova. Reforma administrației publice locale, dar și cele centrale, este una necesară, este una complexă și una multidimensională, în momentul în care noi, la modul cel mai serios, vorbim despre modernizarea țării. Într-un final, proiectul de lege pentru modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2023 a fost aprobat în prima lectură cu 57 de voturi ale deputaților PAS. Veniturile și cheltuielile bugetului de stat se propun a fi majorate cu 1,406 miliarde de lei. Respectiv, veniturile se vor majora până la 66,274 de miliarde de lei, iar cheltuielile până la 84,602 miliarde de lei. Modificările operate la partea de venituri și cheltuieli ale bugetului de stat nu vor avea impact asupra deficitului bugetului. Pentru anul 2023 vor fi operate modificări a structurii surselor de finanțare a deficitului bugetului de stat. Astfel, deficitul bugetar rămâne neschimbat față de cel aprobat și va constitui 18,327 de miliarde de lei. Proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2023 va fi prezentat spre aprobare în cea de-a doua lectură. Menționăm că Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi Republicii Moldova un suport bugetar în valoare de 211 milioane de dolari în vederea creșterii economice și dezvoltării programelor sociale. Circa 100 de milioane de dolari constituie împrumut de la BIRD, iar 111 milioane sunt sub formă de grant. Împrumutul va fi oferit pentru 21 de ani, inclusiv o perioadă de grație de 3 ani la o rată a dobânzii variabile. Atât împrumutul cât și grantul vor fi debursate într-o singură tranșă după ratificarea acordului de către Parlamentul Republicii Moldova.